Fanfara ne-a nimerit subiectul care îl avem pentru această seară. Fratele Vasile m-a sunat și ne-a spus că avem poruncile și învățăturile Domnului Iisus și una din ele este pocăința. Și în tonul de fanfară văd biserica așa de liniștită după o zi de vară, cu adevărat vară, caldă, poate și obosiți, unii au fost și la priveghi. Frații sunt așa de liniștiți și o atmosferă așa de liniștită. Mă rog Domnului să ne liniștească Duhul Sfânt, eventual, dacă vrea să facă lucrul ăsta în această seară. Dar liniștea asta, Domnul Iisus s-a prezentat și în liniște. Atunci când a venit la gura peșterii, a venit un susur blând, o liniște perfectă și Domnul a fost acolo. Pentru subiectul nostru din această seară, avem un singur verset din Biblie, vă invit să stăm în picioare să-l ascultăm. Evanghelia după Matei, îndată ce Domnul Iisus s-a stabilit la Capernaum, s-a dus din Nazaret, avem capitolul 4, versetul 17 în această seară. De atunci încolo, Iisus a început să propovădească și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Amin. Vă rog să reluați loc. În primul rând, aș vrea să aduc câteva salutări și dacă frații de la stație au reușit să pună cel puțin vreo două poze din Ucraina, m-aș bucura să le vedem. Biserica din Krasna. Este biserica, aici unde vedeți această biserică, mai la o parte era doar o baracă mică, o cabană mică, o magazie în care ne adunam, ca și o magazie era. Și am scris pe ea mai de mult, mulți ani în urmă, Biserica Philadelphia. Oamenii s-au supărat chiar când am făcut evanghelizarea afară în curte, au început să meargă cu tractoarele pe drum, să facă gălăgie, să nu ne lase. Ne-au spart geamurile la bisericuța aia noastră atunci. În orașul Krasna am fost stropiți cu ageasmă de preotul, am bătat oameni care să ne alunge de acolo. Cu ajutorul lui Dumnezeu, acolo este o biserică. O biserică în care s-au adunat oameni. Ce a fost și ce m-a marcat special a fost că, nu știu dacă ai o poză dinăuntru, din biserică, asta e tot. Ce am fost eu marcat acolo, au fost cel puțin trei lucruri în Krasna, mulțumesc. Pune și cealaltă. Și acesta a fost un lucru care ne-a marcat. Uitați ce scrie pe marginea drumului: doar Tu, Dumnezeule, mântuiești, salvezi și smerești ochii celor mândri. Mulțumesc. E Ucraina care suferă, care este bombardată și care cheamă un Dumnezeu în ajutor. Este lucru care m-a marcat să văd oameni acolo, refugiați din Est, din Ucraina, fără nicio speranță, descurajați total. Și am mers la campul lor, am băut un ceai cu ei acolo și am început să plâng, a zis, ce am avut noi acasă, ne-au zdrobit tot rușii. Au făcut praf casele, la unii chiar rudele, părinții, copiii duși în război. Și acum stăm în camerele astea mai mulți, la un loc, își făceau mâncare acolo toți într-o așa zisă bucătărie. Am mâncat din turtele lor și am băut un ceai cu ei, fără zahăr, mi-a făcut un asirian venit de acolo, din zona aceea. Și a zis, Domnule, acolo ne-au distrus tot, nu mai avem la ce să ne întoarcem. Dar noi stăm toată viața aici în baraca asta, noi nu mai avem niciun viitor. Unde o să mergem de aici? Poate ceva lemne la iarnă o să le mai trebuiască, mâncare au. Am fost marcat de ei și ne-am rugat împreună acolo. Le-am spus, știi ceva, eu mai sunt mai în vârstă ca voi, o să mă duc mai repede poate că în cer. Auzi, eu o să te aștept acolo. Ne rugăm Dumnezeu să atingă viața voastră, să vă mântuiască. Și cu lacrimi în ochi, omul ăla m-a îmbrățișat și a zis, să te uiți după mine, eu voi fi acolo.
au venit seara la evangelizare, deși era în timpul săptămânii, vine seara și sâmbătă seara în Judei, au venit oamenii la evangelizare și medici sunt de acolo. Au venit și au ascultat cuvântul lui Dumnezeu. M-am marcat oamenii aceia, suferințele lor, și eu vă încurajez să vă rugați pentru ei. Rușii n-au, parcă s-au bătut cu copii și cu bătrâni, au lovit grădinițe, au lovit case de bătrâni, au lovit apartamente, au distrus zone mari de oameni. Noi, când ne bine aici, credem că nu se întâmplă nimic în altă parte. Sunt oameni pentru care trebuie să ne rugăm și Dumnezeu să aibă milă de ei. Al doilea lucru care m-a marcat puternic a fost rugăciunile fraților din biserică. Nu vă închipuiți. Am fost foarte surprins. Și noi ne mai rugăm pentru Ucraina, dar să știți că nu ne rugăm ca ei. Frații din biserică, din Ciudei, și-au ridicat mâinile sus cu lacrimi și strigau la Dumnezeu, oprește, Doamne, războiul și vărsarea de sânge. Am căscat ochii să mă uit la ei și strigau cu lacrimi în ochi, Doamne, oprește războiul. Și Dumnezeu să facă asta, să oprească pe oamenii ăia care și-au pierdut mintea și omoară atâția oameni. Dumnezeu să dea un ordin, să oprească războiul, așa cum El știe și poate. Ce-a mai fost plăcut, marcat, și m-am bucurat foarte mult, e că în biserica din Crasna am văzut tineri, fete, băieți cântând în... Ei spuneau că e corul din Crasna. E corul lor, sunt puțini, încă nu au partituri, dar au inimă. Noi aici ne întrecem în cântări. Ei, un grup de tineri, și am zis, ăștia cine sunt? Din Judei au venit aici să cânte la evangelizare? A zis, nu, frate Beni, sunt fete și băieți pocăiți din orașul Crasna. Părinților nu s-au pocăit, s-au pocăit tineri, fete și băieți, și cântă acolo. Extraordinar, a fost extraordinar. Am trecut pe jos granița, am lăsat mașina în Grănicești, în Bucovina. Evanghelizările acestea le-a pregătit fratele Lubomir și sora Ana, s-au dus înainte. Vă dați seama că dacă ei au mers, n-am răbdat de foame. Ce nu au putut ei să-mi facă, n-au putut să astupe gropile din Ucraina, care ne-au zdrobit spatele și coloana. Ca pe vremea lui Elisei, groapă lângă groapă au fost. Au încercat să facă puțin asfalt, dar a venit războiul și nu i-a lăsat așa rupt asfaltul și gropi. Dar frații aleargă și a fost bine împreună cu ei, au făcut mari sacrificii pentru ca să facă lucrarea lui Dumnezeu. Dacă o să le, frații din comitet, dacă o să mai aveți ceva bani, să le dați pentru lemne la iarnă, n-o să fie rău. Ei nu se plâng, sunt extraordinari. Am zis, aveți ce să le dați de mâncare? Avem! Păi ce n-aveți? Avem de toate, dar nu au. Magazia lor de lemne e goală. Dar ei, sufletiște așa, sunt stare să ducă de acasă, să ia mâncarea lor. M-am bucurat de ei. Am trecut în Vicovul de Sus, cei de la Vicov, salutări de la Vicovul de Sus. Am blat foarte mult, peste 5.000 de kilometri am condus în România. Nu s-a întâmplat nimic. Aproape era gata să avem un impact într-o rotundă românească, că e foarte mică, undeva în Bistrița noastră, așa au făcut-o de mică, că nici nu apucai să treci, venea altul. La așa, poate nu chiar o foaie de hârtie, la o coră de aici, m-am oprit de aia și nu s-a întâmplat nimic, Domnul ne-a păzit. Am fost și în Onești, am fost și în Prahova, în Ploiești. M-am bucurat să am fața mea pe colonelul Brumă Mihai, ofițer în statul major român, cu soția, sora Lili, pe care i-am botezat aici în România, în America, în Atlanta, da? Cu mulți ani înainte. Ei s-au întors la Domnul cu toată inima și au venit la biserică. Cu ei au adus și pe comisarul șefa poliției din Prahova, a fost în fața mea în ziua aia. Eu nu mi-am cerut iertare, dar am făcut rugăciune cu ungeri, cu un de lemn. N-am mai ținut cont cine e mai mare acolo și le-am explicat că acolo e mai mare Hristos. Și de la El în jos toți suntem mici. Ofițerul ăla activ, care comisarul poliției, a venit la urmă cu lacrimi în ochi cu soția și m-a îmbrățișat și a zis, Domnule, aveți dreptate,
toți suntem mici, numai Dumnezeu e mare. Omul a spus aia, slavă Domnului. Am intersectat și cu fratele Vasile în satul lor, în Dobric, a venit multă lume, este un sat cu peste 90%, mi-am dat seama mai bine, penticostale, au venit, au umplut casa de rugăciune. Frații de acolo vă salută cu drag și se roagă și ei au cor și orchestră, e mult mai bine decât în altă parte. Salutări și din Anglia, în Londra, am fost pentru 5 zile cu evangelizare în fiecare zi. A fost mai greu. Să știți, dacă vă gândiți că sunt românii în Londra și a să vă informați mai bine, e destul de greu pentru ei acolo. Foarte mulți. Se spune că sunt vreo 50 de biserici. Eu am vizitat doar câteva. Am găsit familii tineri cu copilași. Fac rost de lucru, îi aduce acolo și îi pune să doarmă și să locuiască în construcții, acolo unde ei repară apartamente. Dacă au de reparat 50 de apartamente, aranjează 2-3 ca să nu plătească chirie enorm de scump și stau acolo familii cu copii și lucrează să facă bani și să poată supraviețui. E greu pentru ei. A fost o bucurie să avem 5 seri de întâlnire cu frații de acolo și ei vă salută cu drag. Când aveți ocazia, puteți vizita România, o bucată de Românie, pe străzi, magazine românești. Să aveți grijă când vorbiți în oraș, că vă aud și vă înțeleg românii. Nu vă închipuiți, te duci într-un magazin undeva și auzi vorbind românește. Plin de ei, peste tot. Acum să ne întoarcem, frați și surori, la tema noastră, la porunca noastră din această seară. Și vreau să avem primul punct care aș vrea să îl analizăm în această seară, este să vă întreb pe dumneavoastră dacă dumneavoastră credeți că subiectul de predică de la prima predică a Mântuitorului este actual și acum când noi am deschis Biblia în această seară? Credeți că Mântuitorul a prima lui predică și primul subiect de predică l-a ales? Pocăiți-vă! Credeți voi că și în seara asta este actual, valabil să mai vorbim despre el? Știți, așa am citit aici, că mai poți să lași versetul acolo. De atunci încolo, de atunci încolo, Iisus a început. Dar n-a spus până la moartea Lui, până la învierea Lui, nu, a spus de atunci Iisus a început. De atunci încolo a început să predice, pocăiți-vă! Știți ce cred eu? Ce scrie în Biblie, că Iisus e același atunci, e același astăzi. Gloria lui, și același va rămâne în veci. Aleluia. Iisus a început atunci. Și noi îl continuăm în seara asta. Amin? Pocăiți-vă! Iisus a început atunci și nu ați pus un termen când se oprește. Și a început să predice, pocăiți-vă, de atunci n-a spus când să ne oprim. Când va veni El, ne vom opri. Noi, în seara asta și după noi alții, copiii noștri. După copiii noștri sunt foarte aproape, nepoții noștri, vă încurajăm să duceți mai departe mesajul lui Iisus. Duceți-L mai departe. El a început, că El este începutul începuturilor și El este și sfârșitul. Binecuvântat să fie numele Celui ce este Alfa și Omega. Începutul și sfârșitul. Mare opere de salvare și de mântuire. Iisus a început de acolo și a zis, pocăiți-vă. Aș vrea să ne gândim în această seară când și cum ar trebui să ne pocăim.
mai sunt lucruri în viața noastră de care ne pare rău? Mai are cineva conflict cu el personal? Mai găsiți în viața voastră ceva de care să vă pară rău? Că dacă nu mai aveți nimic, adunarea e liberă. Nu-i pentru voi subiectul ăsta. Pocăința e pentru cei ce mai au nevoie să se pocăiască. Mai găsesc nereguli la ei. Nu-s desăvârșiți. Și mă gândesc că nu o să rămân singur aici. Apostolul Pavel a zis, nu ca și cum aș fi desăvârșit, dar alerg, uitând ce în urmă, uitând ce m-a jignit cineva, uitând ce m-a supărat cineva, le uit pe toate și alerg înainte la țintă să-l prind pe el, cum el m-a prins cândva pe mine. Mai este oare ceva de pus la punct în viața ta? Mai ai motive pentru care să zici că trebuie să te pocăiești? Găsesc în Biblie cel mai bun om din vremea aceea declarat de Dumnezeu. Dreptul, Iov. La ședință în cer, Dumnezeu a zis la Satana, ai văzut pe dreptul meu Iov, pe Iov l-ai văzut? De unde vii? A zis, vin de pe pământ, de la cutreierare, am vizitat tot pământul. A zis diavolul. Acum nu mai poate merge în cer, că e jertfa lui Hristos acolo. Ai văzut pe Iov? Nu-i niciun om pe fața pământului ca el de bun. Și totuși Iov a avut motive să se pocăiască. Dacă ar fi să ne pună în cumpănă cu Iov, cred că niciunul n-am etala greutatea, că Dumnezeu a declarat de el cel mai bun om. În capitolul 42, din cartea lui Iov, frate Procopoi, vreți să spuneți ceva? În capitolul 42, Biblia spune că Iov, în prezența lui Dumnezeu, a avut de spus ceva. Cred că versetul 4 sau 5. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum m-am întâlnit cu tine. În întâlnirea ta cu Dumnezeu, cum areți? Nu întâlnirea ta cu frații. Atunci când te întâlnești cu Cel ce e sfânt, sfânt, sfânt e numele Lui. Cum areți? Eu v-a zis, m-am întâlnit și te-au văzut ochii mei și nu mai îmi place de mine, mi-e scârbă de mine. Și mă pocăiesc în țărână și cenușă. O să ajungem și în Biserica lui Hristos să vedem dacă mai trebuie oameni să se pocăiască. Asta e mai de demult. Iov. Când ar trebui să ne, și cum ar trebui să ne pocăim, să ne pare rău de tot ceea ce am gândit rău, asta înseamnă pocăință, să-ți pară rău de tot ce ai gândit rău, de tot ce ai dorit rău, de să-ți plângi cu amar. Hai să găsim unul nou testament. Și îl găsim pe acel pe care și-a pus Hristos biserica. Tu ești Petru, capitolul 16 din Matei. Și pe tine am să-mi clădesc biserica mea. Și totuși, înainte să cânte cocoșul de două ori, tu, Petre, te vei lepăda de mine de trei ori. Posibil așa ceva? Omul care îmblat și el pe apă? Omul care a fost în casa lui Iair când s-a ridicat copilul aia, când a zis, Talita Cumi, îți spun ție,
Să vii din morți înapoi și să înviezi, să trăiești. Și fetița s-a ridicat în picioare, s-a ridicat în pat sus. Petru a fost acolo. Și totuși într-o zi s-a lebătat cu jurăminte de Domnului, de Domnului, de Mântuitorul. Biblia spune că când Domnul Iisus era interogat și bătut și chinuit în pridvor, Petru era în grădină la foc cu slujnicele, cu oamenii, era târziu, era noapte. Hristos primea palme și îl loveau și zicea, spune cine, prorocește, cine te-a lovit? Și în timp ce îl chinuiau, a cântat cocoșul. Am auzit predici multe. Asta înseamnă să auzi. A auzit semnal. Ai auzit despre Dumnezeu? De atâtea ori. Chiar mai găsești tine cu căști pe urechi și dacă îl iei și asculți, ascultă predici. Sau alții cântări, credeți-mă. Numai noi poate judecăm prea rău. Unul a spus, eu ascult 20 de predici într-o zi. M-am trecut. Altul a spus, mie îmi place să ascult cântări. E bine să auzi, dar e mai mare minune să te întâlnești cu Dumnezeu, să-ți intersectezi privirea, atitudinea ta interioară, să se întâlnească cu dragostea supremă a lui Dumnezeu. Asta e minunea lui Dumnezeu. Atunci se pocăiesc oamenii, atunci nu mai comentează oamenii, când dragostea mare a lui Dumnezeu se întâlnește cu păcătosul ăsta care recunoaște că e vinovat. Și după ce a auzit, adoră cocoșul. Biblia spune că s-a uitat spre Mântuitorul. Știți ce a întâlnit Petru? Cei mai sfinți ochi și mai blânzi care s-au născut pe tera vreodată. Ochii Mântuitorului care s-a uitat la el, năcăjitul de el, care s-a lepădat. Domnul s-a întors, s-a uitat țintă la tine în seara asta. Amen? Credeți că și în seara asta se poate uita la cineva care se simte vinovat? Am zis în Biblie că e același ieri. Astăzi când predicăm noi, el se uită la cineva care are nevoie de el. El se uită pe tot rotogolul pământului să vadă dacă există cineva care îl caută pe el. Și s-a întâlnit și a dus aminte ce a spus Domnul și pune-l și a ieșit afară și s-a pocăit plângând cu amar. Asta e pocăința. Să recunoști că ești vinovat și în prezența Domnului să-ți plângi păcatele cu amar. Păcatul e amar. Păcatul e rușine. Păcatul te golește, te izolează, devii un om al nimănui, nu te lasă să dormi, păcatul te distruge. Și în seara asta avem un salvator care se uită la tine, la drama ta, la căderea ta. Nu-i minunat Domnul? Se uită la căderea ta, la butonările tale, la navigările tale și să uite cum ești în noroi și să uite și tu ar trebui să ai atitudine față de această privire. A răbdat el în locul tău, Petru a văzut cum ia Hristosul bătaie, cum îl bajocurește și el minte. Și când s-a întâlnit privirile, asta înseamnă să te întâlnești cu Dumnezeu, înseamnă să te pocăiești. Mântuitorul la ucenici le-a zis să se pocăiască, la cei din jurul lui, la evreii, poporul Dumnezeu, le-a zis să se pocăiască. Și în seara asta noi trebuie să ne pocăim. Amen? Fiecare de ceva atitudini, ceva tot avem noi fiecare. Chiar dacă n-ai avea mult, dar avem mult să ne pocăim. Domnul să ne ajute pe toți. Iată că, cum am zis, cum și când, mai aduc un text din Biblie, merită să ne uităm cum s-au pocăit niște oameni. Ieremia, capitolul 3, de la versetul 21,
uitați cum se pocăiesc, că ăștia nu spun că nu au nevoie de pocăință. Un vuiet se aude pe înălțime, au și pe dealuri ăștia. Au și pe dealuri. Și plângeau așa de tare și se rugau așa de tare de părea că vine ploaia. Că un vuiet așa suna ceva pe dealuri. Sunt rugămințele de iertare ale copiilor lui Israel, a pocăiților de atunci, căci și-au sucit calea și-au uitat pe Dumnezeul lor. Să vă întreb ceva. Nu credeți că ne-am sucit puțin calea? Nu credeți că nu suntem chiar acolo unde ar trebui? N-ar trebui să revenim oare să ne pocăim cu adevărat? Că în Psalmul 139, ultimele două versete, pune-le, 139, ultimele două, cred că se încheie cu 24, scrie: cercetează-mă, Dumnezeule, că eu nu mă mai pot cerceta. Cunoaște-mă, că eu nu mă mai cunosc. Cercetează-mă tu, Dumnezeule, că nu mai pot, nu cred nici pe soție, nici pe predicatori. Cred că-s bine eu. Doamne, Dumnezeule, cercetează-mă și cunoaște-mi inima. Încearcă! Cunoaște-mi gândurile, ziceți amin. Să știi că nu te gândești totdeauna la lucruri bune. Te rog să-L înviți pe Dumnezeu și să-L lași pe Duhul Sfânt să se implice în doza ta și în milioanele tale de gânduri străine. Intră, Doamne, acolo, în cămara aia, unde nu intră nici mama, nici tata, nici soția. Intră în lumea gândurilor mele și verifică-mă! Și uite-te tu și vezi dacă-s pe o cale rea. Și du-mă de acolo! Du-mă pe calea veșniciei. Amin, amin! Amin, gloria lui Dumnezeu! Doamne, ce mult avem de întors înapoi! Ce ne-am rătăcit drumurile, ne-am sucit cărările! Pune-te, rog, versetul următor din Ieremia 3, pune-l, cred că 22 sau ce acolo, să vedeți cum dialoghează Dumnezeu cu ăștia care plângeau pe dealuri. Întoarceți-vă, l-auziți în seara asta că ne zice nouă. Așa vorbește Evanghelia. Întoarceți-vă, copiii răzvrătiți, dacă sunt cumva. Și vă voi ierta abaterile. Iată, ne venim la tine că tu ești Domnul Dumnezeul nostru. Ce dialog, ce conversație! Haleluia! În sufletul meu l-aud. Hai! L-aud cum îi zice la nepoții mei, la copiii mei: întoarceți-vă, copii! Vă voi ierta abaterile, că v-ați sucit calea. Ați făcut o pocăință modernă. Vreți să arătați, nu mai știm, că suntem în lume, e ok, dar dacă lumea e în noi, e rău. Că plutea barca pe apă cu apostolii nu era rău. Că a intrat apa în barcă era rău. Și trebuie să vină cineva să ne salveze. Fraților, așa e textul nostru, versetul pe an. Uitați-vă țintă la căpetenia desăvârșirii credinței voastre, adică la Iisus! Și dacă ne uităm țintă la El, tare mult am deviat. Și El a început de aici încolo. Pocăiți-vă! Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Fraților, hai să mă duc la punctul 2. Un alt motiv de pocăință. E acesta, prima dată, să ne vedem greșelile, păcatele noastre și Domnului bun care să ne ierte. Să pocăiți-vă căci împărăția cerurilor e aproape. Pocăiți-vă că a venit în lumea asta a împărățirilor care se succed, care tot se schimbă. Într-o lume a împăraților care omoară, care ucid irozii, care ucid copiii.
Iisus a început să predice și a zis, vine o împărăție care iubește copiii. Că suntem într-o împărăție care omoară copiii. Irod a omorât copiii când Domnul Iisus era mic. Și de atunci irozii lumii omoară tineretul și copiii, omoară în toate felurile, ne omoară, ne ia din brațe. Și eu am auzit pe Iisus spunând, lăsați copiii să vină la mine, vreau să fac o împărăție, e a lor, împărăția cerurilor, e a copiilor și a celor ce devin ca și ei. O împărăție, când a predicat Domnul și a dus spre ei visul nemuririi într-o împărăție, în împărățiile lumii, în care toți dictatorii au murit, s-au succedat unul pe altul, a venit altul mai rău ca celălalt, în împărățiile urii, uitați-vă ura, a morții, a venit Hristos și a zis, pocăiți-vă că vine o împărăție a cerurilor, unde nu este moarte, unde nu este ură, împărăția dragostei Fiului lui Dumnezeu. Aleluia! E cineva interesat de această împărăție? Nu vă săutura de moarte, de ură! Nu intre frațura, Doamne ferește! Că ești egal cu un ucigaș dacă urăști pe fratele tău. Vine o împărăție, pocăiți-vă că se apropie o împărăție care este veșnică. Să veșnică. Doamne, ce mult mă rog mult și doresc mult de tot eu și casa mea să fim acolo. Să iubim împărăția asta, să nu ne lege nimic prea mult, să putem intra în ea. Legile ei trebuie să le trăim de aici. Și Mântuitorul a zis, vine o împărăție veșnică. Ea e veșnic pentru că regele ei e veșnic. Un copil ni s-a dat. Domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, domn, părintele veșnicii. Și o pace fără de sfârșit va fi în împărăția lui. O împărăție veșnică. Dar condiția e, pocăiți-vă. Pocăiți-vă pentru împărăția aia. Pocăiți-vă căci se apropie de voi salvarea muritorilor. Treceți într-o împărăție a nemuririi. Cine să refuze așa ceva? Pentru un fleac, pentru plăcerea păcatului de o clipă, să pierzi veșnicia? Dacă în lumea asta nu-i pace, Biblia spune că împărăția lui Dumnezeu e pace. E pace. Ți-ar place să locuiești unde e perfectă pace? Asta e împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu. Pentru că regele ei este regele pace. E împăratul păcii, împăratul Salemului. Și în împărăția lui e o pace perfectă. Eu vă dau pacea mea, nu mă cum mă dă lumea cu bombe. Lumea asta face pace cu amenințări, cu bombe, care are mai multe. Hristos s-a dat pe sine. El este pacea noastră, care din doi a făcut unul singur, murind pe cruce, acolo a împăcat lumea cu sine, cu Dumnezeu, făcând astfel pace. Pocăiți-vă! Căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. O împărăție a păcii. O împărăție unde nu se păcătuiește, a neprihănirii. Acolo locuiește neprihănirea. Și o împărăție a bucuriei. Toată ziua s-a vorbit de bucurie. Bucurie nu este fără Duhul Sfânt. Nu este fără Duhul Sfânt. Atunci când ești plin de Duhul Sfânt, turnat prin dragostea lui Dumnezeu, turnată prin Duhul Sfânt, ești un om fericit. Poate să se destrame toate. Tu ai
împărăția cerurilor, Dumnezeu. Ia zboară timpul și am vrut să mai zic câteva lucruri, sar peste alte lucruri și să ne pocăim pentru că vine împărăția Domnului și nu se poate intra altfel în ea. Să ne pocăim să se schimbe vremurile. Pocăința poate schimba vremurile. Amen? Mă asculte și ceva surori. Asta citează în Biblie. Pocăiți-vă, dar întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vină, să șteargă păcatele, să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Dacă vrem să fie altfel, vrei să fie altfel în casa ta, în familia ta, știi ce lipsește acolo? Pocăința. Pocăiți-vă și să schimbă casa aia. Asta trebuie în biserică, asta trebuie în familie, asta trebuie în viața ta. Pocăiți-vă și vor fi vremuri speciale. Ne vizităm după ce ne pocăim și o să fie extraordinară să cântăm în ziua aia. Nu o să ne tot plângem unul de altul. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele tău, s-ar smeri, dacă s-ar smeri, amin, amin, la smerenie, și se va ruga și va căuta fața mea, se va abate de la căile lui rele și îi voi asculta din ceruri și le voi ierta păcatul și voi vindeca țara. Ce pocăiți suntem noi că putem schimba țara. Poporul meu nu face aia. Poporul meu e mândru. Nu-i smerit, are asupra lui păcate, umblă după bogățiile lumii, că nu poți sluji pe Dumnezeu și pe mamona, zice Biblia. Că ori iubi bogăția unde e comoara, acolo și inima, amen? Nu tot umbla așa, că nu se poate. Dacă poporul ăsta s-ar pocăi, s-ar schimba, s-ar tămădui țara. Dar dacă continuăm să fim ca lumea, să concurăm cu ei, țara nu se schimbă, vor veni vremuri grele peste noi. Ai milă de noi, Doamne, că lumea asta toate zace în cel rău, i-a îmbolnăvit-o cel rău și nu o vindecă nimeni. Că dacă zicem ca biserica din Laodicea, am de toate, nu de lipsă de nimic, cântă corul și fanfara, sunt bogați în lipsă de nimic și nu știi, nici nu știi. Ești ticălos, nenorocit, orb și gol. Zice la biserica aia, nu la noastră, nu vorbim, vorbim de aia din Laodicea. Ăia care cred că îți, nu fii prea neprihănit, ca să nu te pierzi singur. Nu fii nici peste măsură de rău, ca să nu mori înainte de vreme. Te sfătuiesc să te pocăiești, a zis Domnul. Să cumperi de la mine aur curățit prin foc, să tratezi serios Biblia, să nu te joci cu ea. Haine să te îmbraci, hainele iertării, ești neiertat, să te schimbi. Altfel, să știi că dacă nu te pocăiești, voi lua și sfetnicul, spune la biserică. Erau 70 de ani aproximativ după înălțarea Domnului. Acum n-o să fie din ăștia? S-au pocăit toți de atunci sau s-au înmulțit? Doamne, ai milă de biserica Filadelfia. Ferice de cei săraci în duh, cei dependenți, cei ce mai au nevoie de Dumnezeu, cei ce mai au nevoie de iertare, cei ce mai au nevoie de întâlniri cu Dumnezeu, ferice de aia că aia îi satură Dumnezeu, vai de cei care sunt plini și nu mai au nevoie nimic, să zici bine dimineață, fratele Sorin, că nu mai ai nimic de ascultat de la nimeni, e problemă cu tine. Pocăiți-vă pentru că există o judecată. Pocăiți-vă că-ți vine împărăția, pocăiți-vă să se schimbe lumea, dar pocăiți-vă, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Și poruncește și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Ordin. Dacă sfidezi porunca asta, să se pocăiască pentru că, pune-te rog următorul verset, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta
Și despre care a dat tuturor oamenilor dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Trăiește Hristos. Aleluia. Este viu. Da, da. Și Tata i-a dat toată judecata lui. Dacă sfidez, dacă nu-ți pasă, reține, astăzi e mântuitor, mijlocitor, mâine e șeful tribunalului, e judecător. Și dacă nu te pocăiești, o să ajungi la judecată. Pocăiește-te pentru că există o judecată. Aș vrea să închei în această seară, să fac așa o concluzie, să vă arăt niște oameni care s-au jucat cu adevărurile lui Dumnezeu, încurcând și pe alții să intre în împărăția lui Dumnezeu și Domnul i-a rostit judecată în dreptul lor. Vai de voi, cărturari care învățau pe oameni, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre, nu îi lăsați să intre. Oameni care închid împărăția lui Dumnezeu. Vai de voi! Doamne, ai milă de noi! Poți închide drumul spre împărăția lui Dumnezeu prin învățături, prin nepăsare, prin atâtea a omite, a lăsa, a nu supăra. Poți să închizi, dai derutezi pe un om și nu mai ajunge în cer. Păzește-ne, Doamne, ajută-ne să spunem adevărul lui Dumnezeu, să găsească oamenii cerul. Îți voi da cheile împărăției cerurilor, chei, mai multe chei. Și orice vei deslega pe pământ va fi deslegat și în ceruri. Și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri și deslegat. Oameni care deschid au chei. Știți, apostolul Pavel și cu Sila au lucrat cu Evanghelia o zi întreagă și nu s-a pocăit nimeni. Și au cântat seara și noaptea și s-au rugat și s-a pocăit șeful temniței. A folosit o altă cheie, cântarea și rugăciunea. Sunt foarte multe chei, nu vorbesc acum de chei, dar sunt chei cu care se deschide împărăția lui Dumnezeu. Tu ai vreuna? Pot oamenii să găsească cerul prin lucrarea care tu o faci? Ajută-ne, Doamne! S-au închis cerul cu atitudinea ta, cu mândria ta, cu Domnul să ne păzească. Împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurul Dumnezeu să fie cinstea, slava. Mulțumesc, amin. Amin.